Dar eu vreau să spun la mulți ani pentru Micaela Andreea. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Unde plecăm, tati? Habar nu am. Stă la masaj. Când în ultimul vagon cade mazăre pe peron. Doamne, dar tu cum crezi? Carne de dinozaur. Este gustoasă sau nu? E mai ok pentru sănătate, nu? Un oaspet de trecători. Fiți atenți ce se întâmplă aici. Sunt convins că ai venit la legume. Totuși, ai hrănit-o. Ce zici să dezbrăcăm manichin? Mircea, spune ce ați făcut voi acolo? Iar copiii nu știu nimic. Nimic, nimic. Și toată familia merge să facă ultimele pregătiri? Parțial, toată familia. Parțial, da. Melissa a rămas la școală, Mircea a venit cu noi și Matei la fel. Vedem să facem pregătirile pentru 1 iunie. Nu te poți decide. Și unul și altul e pare comod. Diferența e de o mărime, așa pare că... de două mărimi. Două mărimi, da. Asta care la e 8. Wow! Ce e aici? Familia Jocul de copilărie. Venim aici de 1 iunie, sigur venim. Și petrecem și la de cât și abonații noștri. Și de la roșu? La portocaliu și la verde, la galben. Ce, mame? Probăm ceva îmbrăcăminte, ne pregătim de vară. Vine vara. Mami, arată. Nu. Arată. 38. Tati, nu arăta, tati. Trebuie să mai pun pe mine, sigur. Gata, de azi mă pun pe îngrășat. Și mami, hai arată. Da, ăsta e mare, că e 38. Cămașa e perfectă. Cămașa urmă. Mami, am aflat că manichenul este îmbrăcat cu mărimea 34, anume care trebuie ție. Doar că nu au voie să schimbe. Ce zici să dezbrăcăm manichenul? Și așa, mami? Aia e mai slim. Nu, prima variantă este mai ok. Mărimea S, cea mai mică și... Și e cea mai mare, de fapt. Astea care sunt aici sunt slim. Mergem să mai căutăm. E prea mare pentru tine. Nu, mami, mai creștem. Nu. Ce face, Matei? A dormit aici. Matei se simte ca acasă. Sărmană. După grădiniță, direct aici. Și el a dormit. Acum tati și-a găsit nuanța pe care o căuta. Asta ce mărime, tati? Am. Nu ies. E minimă, nu? Da. Imediat și mâncărica, așa, pe fugărite, repejor. Încă apie în guriță. Da. Și atunci? Ai încăpea și la mine, bună. Noi... Și ale noastre. Eu credeam... Și mai totuși că rămânim fără. Pregătirile de 1 iunie continuă. Avem de muncit mult, mult. Hai, poftă bună. Toti, ne-am întâlnit cu niște prieteni și au spus că ne-au auzit la radio. Oare la ce cost? Hai să căutăm! Am găsit ceva și pentru Mihaela. Drăguțe! Dar ce, și Mihaela merge cu noi? Sigur, Toti, ce cu tine? O lăsăm acasă? Nu știam, ne descurcăm. Vedem? Și iarăși costume de la Maryland, din Cluj-Napoca. Foarte faine, Toti. Mai venim aici? Oameni, tot depinde de abonații noștri. Dacă le plac poveștile noastre, atunci continuăm cu mare drag. Atunci scrie repede în comentarii. Să continuăm cu poveștile. Și de care? Ce ai văzut aici, Matei? Ce-i? Mami, am mers cu vreo câteva milioane de ani în urmă? Da, și am ajuns în lumea dinozaurilor. Ba nu, mami, am ajuns la incubator. Câteva ouă încă n-au clocit, mami. Să luăm acasă și îi punem la călduț, urgăm pe aia să stea așa pe ele, nu? Să le punem la geamul Melisei. Melisa are de toate acolo, și grădină botanică și uite un incubator, a? Și una zoologică. Să-l testăm? Uite, mami, ce fac abonații noștri, mami? Îl doresc dinozauri, mami. Salut! Nu mi-a făcut nimic, toate. E atentă, mami. Și gură
se mișcă și dinții au răscuțit. Matei, ai văzut? Asta le-ai de jucărie. De jucărie, bravo! Iar ăsta e mai jucăuș. Da, e uite, greu capul. Uite cum ascultă toate. E din ostruț. Caută nisipul, mă. Deci arată-i salut. Se distrează. Nu mai mătură. A, nu? Oameni, dar tu cum crezi? Carne de dinozaur. Este gustoasă sau nu? Mincea, ce este? Probabil un aspirator. Nu, Mincea. Eu cred că este... Se strânge singur? Pare că e ceva mai mai. Mașina de tuns iarba sau ce? Cine știe? Dacă se pe iarbă, înseamnă că e de tuns iarba. Chiar e performanță. Înleși în grădină și îți face toată treaba. Și cui, mami, îi lași plăcerea să tai iarbă în grădină? Aspiratorului, cum zice Melissa. Wow! Ai ajuns pe dinozauri sus! Și cum te simți? Bravo! Wow, super! Îți spun acum ce am pățit. Eram aici în magazin, căutam cu Mircea niște pantaloni pentru el și în timpul ăsta se apropie de mine un băiat vreo 12-13 ani și mă întreabă: aveți skateboard? Și tu ce ai răspuns? Nu l-am mințit, am spus că avem. Și zice: unde? Acasă? Cum acasă? Dar aici unde sunt? Ha! Mi-am dat seama că m-am încurcat cu un angajat de la Oșan. Vine tractorul. Mergi la grădină? Da, să lucrez cu bunelul. Hai, pa! Un mic secret. Mai țineți minte când am făcut noi challenge-ul cu piscina? Și eu eram muncitorul de la cărbuni. Păi sunt cărbunice, nu i-am aruncat. Tati, la noi nu se pierde nimic. Se consumă totul. Hai, dă-i foc! Ei, mai punem și ingredientul secret. Ce-au pățit morile noastre de vânt? Nu prea se rotiesc. Melissa, cum e măseluța ta? Parcă este ok. O sărbătorim împreună cu Mihaela la 6 luni? Doar că măseluța mea are 10 ani. Nu se primește. 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 Îți reușește, hai! Dar eu vreau să spun la mulți ani pentru Mihaela Andreea. La mulți ani! Cine știe ce vârstă are Mihaela Andreea? Câte luni am plinit? Uite cum iese fum. Iese fum, da. Pregătim grătar. Legume, dar și pește. La mulți ani, Mihaela! Încă dată bine. Este un balon cu aer simplu. Ce faci, tati? Pornești focul? Încerc cărbunii mai să-i pornesc, dar sunt un pic amorțiți. Am băgat încăzitorul de la Iglu în garaj, pentru că afară era cam cald. Dar sunt vierile cam răcoroase la noi în plus. De aceea îl scoatem înapoi, pentru că astăzi vom mânca în Iglu. Iar copiii nu știu nimic. Nimic, nimic. Am auzit. Wow, tati, ai ținut-o. Ești în scară, da? Am ținut-o. Bravo. Hei, hai să înainte. Hop. Ha. E primul nivel? Când așa, nu e nevoie de mușcătură. Când e nevoie de mușcătură, încă o dată și sunt două spirale care se pornesc. Și încălzește iglul nostru la maxim, eu deja simt căldura. Dar și țânțare sau lăcustile. La fel mami le place la căldură. Uite ce aici, ce motiv de ei. Ce de mare. Mai avem ceva oaspeți. Și mari, uite pe lângă mâna mea. Ce de mare. Eu mă tem de păianjen. Ia-l de aici. Eu mă duc de aici. Hai, du-te de aici. Mami, ce-i cu tine? Chiar te tem de el? Eu tot mă tem! Și vine peșteșorul și legumele.
și condimentele tradiționale din Georgia se duc în peștele nostru. La mine jurat deja este pregătit și așteaptă peșteșorul. Iar aici tu ce aștepți? Nu așteaptă, ea fuge. A dus ceapa, punem cu roșii, va fi delicios. Iar acum împăturim peștele. Și aici îl punem cu roșii și cu ceapă. Tot roșie. Ce miros vine! Iar acum punem peștișorul pe grătăriel. Eu vreau să pun condimente în păstră. Este agică uscată. Cam așa. Ce interesant! Noi o mai pisăm în mâini și condimentăm peștele nostru. Cine a venit la noi? Un oaspete trecător. A mirosit peștele și legumele copte. Sunt convins că a venit la legume. Hei, frumoasă! Ce zici, tati? Cum peștele cărnița? Habar nu am, pentru că mi-e tot de strâng cu un om meu prieten. Sau prietenă, nu știu ce. Tati, te speli, te rog, pe mâini și după aceea manevrezi cu carnea. Ce bine miroase! Ce aici? Somonul! Somonul! Bine, mă duc să-ți aduc ciupercile. Hai! Aici deja cărbunii se trec, dar mai sunt buni. Sunt numai buni pentru legume, tati. Și-a rămas dovleacul. Dovlecielul, tati, tot timpul confuzi. Noi spunem tăbășică. Sau bostanier. Acum să testăm puiastrăvul. Am de care radio? De munte sau de lac? Nu am citit. Bravo! Dar care e mai bun? Cel de munte e mai mic, cel de lac este mult mai gras. Tati, gustă și spune dacă e gata! Imediat. Nu e păstrăvul crud. Este excepțional, mami. Totuși, ai hrănit-o. Eu o să mai vină și o să mai vină și tot așa. Și o să-mi miaune pe aici. Îți ții becul, da? Să văd. Să văd grătărielul. Wow, deja și legumele. Așa, am pornit un pic cărbunii. Închidem și plecăm în casă să mâncăm. Dar mie, pisicuța aceasta nu-mi permite să plec în casă. Ei! Astăzi este ziua Mihaielei. La mulți ani, Mihaela! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Ce masă! Brânză de casă din Moldova! Mulțumim și salutări! La mulți ani, Mihaela! Iar rețeta limonadei vă spunem în vlogul următor! Mami, ești cea mai căiasă! Mami, poate să-mi fac balon de duminică! Mihaela! Mihaela nu mă recunoaște după voce! Ia privit, Matei, cum mănâncă cu poftă fructele, una după alta. Dar ce fruct este acesta? Fiți atenți ce se întâmplă aici. Ionuț stă la masaj. Eu aștept masajul. Mami, ne-ai prins la masaj? Dar Ionuț stă ca un motanier. Mami, deja facem a patra oară. Și tot mai vrei, mai și mai vrei. Hai, mami, să arătăm și la abonați cum facem noi masaj celor care îl doresc. Pentru că Mircea și Matei nu au iubit niciodată masajul. Iar Melisa și Ionuț au ceva. Este un masaj, de fapt, pe care îl știam în limba rusă.
și l-am tot tradus noi cu Melissa și cu Mami în limba română. Așa am încercat noi să facem. Și începem. Linii, linii coi ferate. Vine trenul pe înserate. Când în ultimul vagon cade mazăre pe peron. Vin rățuștile. Ce gulesc. Și-au plecat. Până se obosesc. Cine vin? Vin găinușile. Și ciupesc. Au plecat. Și nicio reacție, Ionuț. Toate continuă. Iar acum, atenție, vine tata elefant. Care face top, top, top. Și Mihaela vrea masaj. Top. A plecat și el. Și vine măturător. Mătră. Mazărea pe care au ciupit-o găinușile, au ciugulit-o rățuștele, călcață elefanții. A mătat bine. A pus-o în masă, un scaun și pe masă o foaie. Și pe care scrie: pentru al nostru iubit Ionuț. Aici mami este cu mai mult gâdilit. Mami și tati trimite un pătuț. Așa, desenează un pătuț, așa. Și pune punct. Citește, nu-i place așa, șifonează. Și o duce la tomberon. Aici e tomberon. Găinușile pleacă la culcare. Hai să vedem la culcare. Căci afară plouă, mami. Să vezi afară plouă. Dar nu de cod roșu. E de un cod verde, ce frumos. Hai să vezi. E ploaie liniștită. Și e foarte ok, tati. Și ce-am observat noi, că în Cluj plouă mai des ca în Moldova. Și e mult mai răcoare. E mai ok pentru sănătate, nu? Și grindele și micii. Bravo! Și chiar azi am observat, în București erau 19 grade, iar în Cluj-Napoca, la ce vreme erau 13. Te-am prins la ochelarii lui tati. Melissa 2, care îmi bag ochelarii.